al vostru fratele vostru Robi Roberto, adevărat să zic, cum îi știe toată lumea, o persoană comică, la locul meu, știți foarte bine că pe TikTok mă bucur de fiecare dată, facem provocări, râdem împreună, hai să vorbim puțin de pasiunile mele, una dintre ele este condusul, mă relaxează foarte mult, îmi place foarte mult în timpul liber să merg sau pescuit, dar îmi place foarte mult noaptea, să stau cu meu în corpule, să stau acolo chiar. Mi-e frică foarte tare, dar mi-e frică de zbor, de avioane, de astea. Dar îmi doresc în viața asta să-mi învin frică și să mă arunc cu parașut. Știi foarte bine că am fost la Elisef Next Fighter 6, acolo și auzi, am avut o bătaie cu balone. Experiența de acolo, pot să spun că a fost... Cred că n-am avut emoții, cred că nici la sală, când am dat sală la traseu, la zis, băi, să moară domnita, bă, n-ai cum așa ceva. A fost frumos, intens, iar acum vreau să trec pragul puțin mai sus, vreau să te arăt malone, trei ar face aportul tău. Acolo și asta-i lua bătaie, la Eric să vezi. Și acolo și o să faci și cunoștință cu... Nici mi-am dat nume, dar o să-i dau după ce te lovesc. Să nu dai tare, prostul. Să nu dai tare, că dau și eu. O să ai vise frumoase. O singură lovitură, un vis frumos.